somnoroșilor, ne întindem de la prima ora dimineții, să știți că afară este foarte, foarte, foarte frig. Spre exemplu, eu când am plecat de acasă erau 5 grade Celsius, ceea ce înseamnă că astăzi va trebui să ne îmbrăcăm destul de gros ca să nu înghețăm. Nu mai avem primăvară, nu mai avem toamnă, trecem așa direct din vară în iarnă, din iarnă în vară și uite așa. Neața, Nicol, draga mea! Ia că fac și o rimă! Bună dimineața! Bună dimineața, tinerețe! Bună dimineața, dragii noștri! Măi, Corineață! Măi, Corineață! Păi, tu ai spus că e foarte, foarte frig! Păi, ce facem la iarnă când o să venim pe minus 10 grade dimineața? Stai! Atunci va fi foarte, foarte frig la pătrat! Da, asta e bună! Dar, Nicol, draga mea, nu minus 10 grade, să ne readucem noi aminte de anul trecut că am avut și minus 25 de grade Celsius. Eram în Italia. În luna lui decembrie. Ai fost o norocoasă, deci nu era, vrei să și știi. Mi-am făcut fotografie și deci am făcut-o pe Facebook. Da, era și chiar, a trebuit revelion în aer liber. Era chiar la de, era de chiar de revelion și a doua zi dimineața, la ora 9, mi-am băut cafeluța la plus 18 grade pe terasă. Eram la sora mea în Italia, la Pinerolo. Poftim! Am scăpat. Ai scăpat? Am scăpat de frigurile alea, da. Ei da. Bine, dar mi-aș eu nu vreau să scap de revista presei astăzi, tocmai de aceea. Hai să vedem ce mai scris ziarele. Hai. Chiar acum! Gânditoare, oare ce s-a scris prin presă astăzi? Nu, Nicol, foarte multe, Corina, nu extraordinar de multe, dar pentru că avem multe de discutat cu invitatul nostru, o să fac așa un rezumat, dacă pot să spun. Iau! Să nu uităm că astăzi este 1 octombrie, da? O să trec în data de calendar, 1 octombrie, dar știți de ce? Nu, avem multe titluri. Astăzi Nicol n-are nevoie de mult timp la revista presă, e de notat. Nu m-a provocat. Nu, gata, șt, nu m-a provocat. 1 octombrie e ziua internațională a persoanelor vârstnice. Bineînțeles că astăzi vor avea loc tot felul de evenimente dedicate seniorilor noștri, nu? Cărora le spunem chiar acum un călduros la mulți ani și multă sănătate lungă. Și viață lungă și să avem parte de cât mai mulți ani de ei, pentru că avem ce învăța și asta e cel mai important. Știi cum se spune, cine nu are bătrâni să-și cumpere, pentru că experiența lor nu poate face mai mult decât orice. Echivala nimic, sigur că da. Bun, tot astăzi, 1 octombrie, are loc și lansarea campaniei La Hunedoara de prevenție în sănătate. Este vorba de campania aceea gratuită de de control analize, mamar, corect. Da. Dați doare cum să prevenim apariția cancerului la sân, pentru că este una dintre cele mai dese boli întâlnite la femei, chiar și la femei destul de tinere. Într-adevăr, media de vârstă este de la 40 de ani până la 60 de ani, dar e foarte bine și tinerele să-și facă un consult, pentru că orice descoperim din timp putem trata mult mai repede. Poate dacă colegii noștri au pregătit materialul, să vedem și declarația deputatului Carmen Hărău pe tema asta. Sau... Da, vreau să vedem acest... Da? Dar înainte hai să vedem ce s-a întâmplat în revista presei, te rog. Pentru că sunt curioasă să vedem este o campanie, o inițiativă a femeilor liberale la nivel național, probabil în special aici în județul Hunedoara, pentru că din păcate... numărul persoanelor depistate cu cancer, nu numai la sân, este în creștere în județ. Este, cum să spun, un semnal de alarmă tras de Direcția de Sănătate Publică. Așa, ia să vedem o soluție finală în scandalul centrului pietonal din Hunedoara. Și care e această soluție finală? Soluția finală este că a trecut inițiativa, proiectul primarului, așa cum l-a propus, pentru că până la urmă, exact cum spuneam, sunt 100 de persoane, fiecare vrea altceva, fiecare are altă părere și nu există. Niciodată nu se poate să mulțumești cu toată lumea, dar trebuie să ții cont de cele mai multe păreri care sunt. Mi se pare că în ședința de ieri, proiectul primarului Viorel Arion a trecut cu sprijinul votului consilierilor de la UNPR, doi consilieri. Ieri pe la ora 5:30, după amiază, comunicat de presă din partea UNPR Hunedoara, prin care se face cunoscut faptul că cei doi consilieri UNPR care au votat în sprijinul proiectului primarului, dar
împotriva voinței poporului. A, stai un pic aici, vreau au să... Fost concediați. Aici vreau să vorbim au fost concediați. Au fost dați afară din partid și și-au pierdut calitatea de împotriva voinței cetățenilor, adică să înțeleg că cetățenii orașului, municipiului Hunedoara nu au dorit din acea zonă voiau, nu voiau, voiau altceva. Voiau să rămână zona așa cum este, nicio pietonală. Nu adică vrem să evoluăm, dar să rămânem la același nivel. Da, 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 da. Interesant. Să fim și noi ca occidentali, dar să nu se schimbe nimic. Dar să rămânem ca orientali. Să nu se schimbe nimic. Da. Capul meu. Bun, o declarație de presă a apărut a copreședintelui PNL Bogdan Țâmpău după ce a picat moțiunea de cenzură. Victor Ponta a rămas în funcție, dar România a pierdut. Este titlul declarației politice a deputatului Bogdan Țâmpău. Cam astea ar fi în politică și administrație din ziarul Hunedoreanului. Ia să vedem. Hopa! Apa folosită pe poste de agent electoral, scriu cei de la Glasul Hunedoarei. Apa serv Valea Jiului. De Valea Jiului este vorba, o duce bine. Locuitorii din Valea Jiului plătesc apa mai scump. Acum, eu nu înțeleg genul ăsta de titluri. Este normal că atâta timp cât se fac investiții, cât se fac proiecte, cât... N-ai, nu poți să rămâi să cumperi apa cu 0,25 de lei, da? Da. Să o folosești la udatul grădinilor și la udatul plantațiilor și mai știu eu ce și să nu plătești absolut nimic în condițiile în care totuși efortul financiar este foarte mare. Dar probabil o să deslușim și hățișul ăsta, sigur că da. Normal, majorările tarifelor trebuie făcute conform eșalonărilor, așa este. În Valea Jiului am mai, e normal, am mai povestit de vreo 2 ani de zile, nu s-a majorat absolut nimic și acum majorarea a venit buluc. Da, trebuiau 10 tranșe, dacă nu mă înșel, sau? Da, mai multe, stai, că genul ăsta de proiect de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare, noi pe un an, doi, e pe... Dar aflăm mai multe detalii în a doua parte a emisiunii. Memoriu pentru trecerea cetăților dacice în patrimoniul județului. Președintele Consiliului Județean Adrian David a anunțat miercuri în ședința de ieri că instituția județeană sesizează la nivelul cel mai înalt autoritățile statului asupra situației dificile din zona cetăților dacice. Spuneam că sapă la greu în toate celelalte cetăți unde n-au avut, adică nu că n-au avut acces, unde n-au avut curaj încă să se bage așa puternic, este Sarmin Segetuza în administrarea Consiliului Județean și unde este asigurată și, și paza. Da. No, om trăi și om vedea, pentru că... Nicol, da, acolo o veste bună ai și pentru mine. Dar până acum nu mă vești de astea bombă. Dacă nu preiau eu cu vești bune. Uite-te, Ziua Mondială a Educației în 5 octombrie, în fiecare an, data de 5 octombrie, se sărbătorește, dacă pot să spun așa. Ei, hai să rămânem la nivelul de educație, o să mă și ridic în picioare. Nu participă la cursuri, asta este o veste bună pentru elevi și pentru profesori. Vreau să spun că înainte profesorii erau recompensați. Se făceau niște manifestări, totuși evidențiai cadrele didactice, acum nu mai sunt bani, nu? Nu mai sunt bani pentru nimic. Ei, de genul ăsta. Mai bine trebuie investiți în cărți, pentru că Biblioteca Județeană Guden Sușanu, Hunedoara Deva, n-a pregătit un stand de carte cu vânzare. Ei bine, o să putem achiziționa cărți de la editura Libera până în perioada, în perioada 19 septembrie, 19 octombrie, de luni până vineri, între 10 și 18, în cadrul secției de artă și carte franceză. Și pe Biblioteca Județeană Guden Sușanu, Hunedoara Deva, n-a pregătit o noapte superbă, o noapte a bibliotecilor. Este vorba de a 5-a ediție care va avea loc în data de 3 octombrie începând cu ora 18 la Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva. Cine credeți că în acesta o să fie Nicol? Acum telespectatorii noștri ar trebui să știe pentru că tu promovezi evenimentul de pe nu? Drumul e lung și tare e așa să ajung odată pact undeva. Trupa Pact, dar... Compactul de București. Așa, Compact de Cluj și Compact de București. Da.
Ei bine, Paul Ciuci și Leo Iorga sunt cei care fac diferența. Fac diferența între Cluj și București. Și când facem varianta de București, eu cu Leo Iorga, care îi urăm multă sănătate, pentru că se pare că luptă din greu cu această boală, dar și reușește. Vezi ce înseamnă să gândești pozitiv și să-ți dorești ceva din tot sufletul. Și acum, Nicol, hai să vedem materialele despre care am discutat chiar la început. Deci, să nu uităm astăzi. Da. Despre sărbătoarea care are loc astăzi. Deci astăzi la Hunedoara sunt baluri pentru, se știe foarte bine, în această perioadă toată lumea primește invitații, primește bilețele, primește și papa bun și petreceri și cântece și da, e foarte bine, e foarte bine că așa e mai scos de acasă, știi, uite-te, noi o să și susținem un proiect, de exemplu, se organizează ser de dans aici undeva, nu? Și îl vom susține, de ce? Ca să-i încurajăm pe seniorii noștri să iese din casă și să se ducă să danseze un pic. O să fim și noi pe acolo, chiar dacă nu suntem la vârsta de... Bun, asta vreau să spun. Deci în Hunedoara vor avea loc tot felul de evenimente de genul ăsta, dar un eveniment foarte important la ora 19, da, la ora 19, Casa de Cultură din Hunedoara va fi luminată cu reflectoare de culoare roz. Roz este campania luptei împotriva și cancerului. Toate femeile, toate femeile care vor fi acolo vor primi câte un ticket cu programare pentru o analiză gratuită pentru depistarea cancerului. Haideți să urmărim chiar acum declarațiile, după care revenim la Corineața Perfectă cu invitatul nostru din această dimineață. Nu plecați! Eu să vă rog să-mi permită să trec să schimb paleta discuției și să vă informez. Acesta era încă unul dintre punctele poprinții noastre de presă, că avem o zi specială. Săptămâna viitoare, 1 octombrie, este ziua vâstnicilor, cum bine știm, dar se sărbătorește ceva, un eveniment pe care noi, Partidul Național Liberal, îl avem în vedere pe mod deosebit, și anume ziua luptei împotriva cancerului de sân. Oameni buni, avem de făcut politică, cu confruntări politice, cu negări politice, cu promovări politice, cu toată această aparentă dezordine care există în lumea politică. Dincolo de asta, Partidul Național Liberal este preocupat de lucruri fundamentale care țin de viața cetățenilor. Și avem pe masă, vom depune în cursul săptămânii viitoare, în legătură cu această sărbătoare, legea prevenției în sănătate. Locul, laboratorul unde ea s-a pritocit este Organizația Femeilor Liberale. Iar sufletul acestei inițiative este președintele, copreședintele PNL, doamna ministru Lucia Varga, și sunt foarte onorată să fiu prim vicepreședinte, cu alte cuvinte, ajutorul, colaborator apropiat al domniei sale. Vă invit joi la ora 19, în fața Casei de Cultură, marcăm evenimentul Iluminând Casa de Cultură cu culoarea roz, beneficiem de susținerea a cel puțin unei structuri private de control imagistic și vom iniția cu această ocazie controle ecografii de sân cu titlu gratuit pe teritoriul județului Hunedoara. Am rugămintea să transmiteți mesajul meu cetățenilor Hunedoarei, doamnelor din Hunedoara, să meargă la doctor, să-și mai ia și prietenele și să le ducă la doctor, pentru că din 10.000 de femei diagnosticate anual în România cu cancer de sân, 8.000 ajung târziu. Iar în lume, mor anual 700.000 de femei cu o boală din cauza unei boli letale care poate fi tratată cu probabilitate de 98% dacă este diagnosticată în gradul 1. Este o problemă serioasă, este o problemă de sistem, iar prevenția în zona sănătății, legislație pentru care ne vom bate și cu, nu știu, balaurii din poveste, dacă este nevoie, nu doar cu politicienii, dar cu guvernamental, este un act normativ care vine să compenseze carențe ale sistemului și oarecare carență educațională. În România.
revenit la mine în sufragerie și să-i spunem bună dimineața și invitatului nostru, și anume directorul adjunct de la APAPROD, și anume domnul Vasilică Potecă. Bună dimineața! Bună dimineața! E cam prea dimineață pentru mine, niciodată nu am crezut că o să încep să pot vorbi la ora 7. Și uite, pe toate am un început și nu e prima dată când veniți la noi și ne bucurăm că ați venit din nou. Este efectul cafelei de dimineață. Deci, cu siguranță, făcută tot de Nicol, direct, care a fost excepțională. Mă supăr, mă supăr, nu e făcută de Nicol, a contribuit și ea. Eu am pus-o în ceașcă, Corina a făcut-o, eu am pus-o în ceașcă. Eu vreau să spun că cu siguranță toți directorii de instituții care sunt invitați în sufrageria noastră ne țin minte. Da. Deci cu siguranță, pentru că nimeni nu mai are atât de vreme în cap și mai și punem, știi, să... Trebuie să spun că mie face mare plăcere, mai ales că ne știm de o grămadă de vreme. Am tot dezbătut fel de fel de subiecte împreună, așa că îmi face plăcere să vorbesc și la 7 dimineața. Abia aștept să l-am pe domnul Vasilică Potec invitat într-o altă emisiune. Astăzi vorbim strict de infrastructura și marele proiect, megaproiectul, da, cu finanțare europeană, pe care îl implementează APAPROD la nivel județean, operator regional, nu? Dar în alte emisiuni vom aborda și alte subiecte, pentru că vă spun, domnul Potec, Nicola, să intre în controverse, cât de curând o să intre în controverse, nu spunem mai multe, pentru că este un proiect care o să fie derulat în viitorul destul de apropiat. E un tip foarte direct și foarte cerebral și îmi place că spune lucrurilor pe nume. Mersi, Nicola, mai fatata de dimineață încep să... Ca să fie cafeaua și mai bună. Este o cafea, da, băută fără zahăr, o și cu zahăr deja. E îndulcită. Da. Să vorbim un pic de investițiile care au avut loc și care au și care sunt deja în derulare și mai urmează în județul Hunedoara. Da. Aș vrea să vorbesc așa un pic mai... Să fac un pic, două secunde, dacă mă lăsați, să fac un pic de istoric, pentru că lucrurile la această dată sunt un pic tensionate în mediul ăsta în care trăim noi. Și papă și canale sunt un pic mai tensionate. Și s-au evit fel de fel de neînțelegeri și fel de fel de controverse. Am mai fost și pe alte emisiuni, oamenii m-au întrebat, n-ai vreme să spui foarte coerent toată chestiunea, lumea se enervează, te enervezi și tu, și la un moment dat se ajunge la așa, la un fel de talmeș-balmeș. Deci acest proiect este început în 2013, este pe post mediu 1. Eu nu sunt direct răspunzător, este el ține direct de directorul general, care are sub dânsul un departament, o unitate de implementare cu un director de dezvoltare, niște persoane extrem de active și de bine puse la punct. Cine n-a implementat proiecte europene, da, știe ce înseamnă. Și acest proiect este de peste 100 de milioane de euro, aproape 200. El presupune extindere și reabilitare. Deci extinderea însemnând noi și sisteme de apă și canal și reabilitarea a unor porțiuni mai mici și de apă și de canal. Dați-mi voi să intervin cu o precizare, dacă tot vorbim de faptul că oamenii pun întrebări. Cât din rețeaua de apă și canalizare? Pentru că toată lumea se așteaptă ca totul, absolut totul să fie schimbat. Nu. Trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Zice extindere. Deci Uniunea Europeană și are în vedere să facem sisteme, este obligatoriu, așa am semnat în 2007 prin tratatul de aderare, ca să facem aceste sisteme de apă și canal. Uniunea Europeană dorește ca noi să extindem, să ducem apa și canalul acolo unde nu a fost, iar reabilitarea este o componentă mult, mult mai mică, urmând ca din fondurile naționale și din fondurile locale să facem această reabilitare. Există la această oră și în municipiul Deva și în municipiul Hunedoara foarte multe discuții între primari și noi că cine face aceste chestiuni. Aceste chestiuni de reabilitare a unei părți din rețele aparține administrațiilor publice locale. APAPROD vine și face
în această materie până la nivelul de reparație. Nu face la nivelul de schimbări în străzi întregi și tot, decât prin proiectele administrației publice locale. Da, deci pentru că punctul principal este extinderea, să se ducă apa și canalizarea și acolo unde nu există. Acolo unde este asta. Punctul principal. Câte, da. câte unități administrative teritoriale sunt acum în acest ADI? În ADI sunt mai multe, dar extinderea are loc pe 9 contracte. E vorba de Brad, Deva, Hunedoara, Călan, Hațeg și câteva comune aferente. Bineînțeles că, din câte am înțeles, există discuții prin care și Orăștia acum Hodorong Tronc ar vrea și ei. Deci asta e super tare. Hodorong Tronc s-au trezit și cei de la Orăștie, cum că ar vrea să intre în această construcție. Lucram la altă teren, la Hunedoara TV și am primit o mulțime de sesizări și nemulțumiri din partea cetățenilor din Orăștie. Mă duc și iau o declarație primarului, domnului Ovidiu Bălan. Domnule, zic, pierdeți o finanțare de 30 de milioane de euro pentru că nu vreți să intrați în cadrul acestui operator, în sistemul operatorului regional APA Prod din județul Hunedoara. Nu, noi avem bani. Nici nu știm ce să facem. Dar acum nu au bani. Adică, uite, da, mi-aduc aminte că era singura primăria plată pe profit din județul Hunedoara. Haideți să clarificăm lucrurile. Bun, și acum vor să intre, că au zis că ei atunci au bani. Acum să clarificăm lucrurile. În acest moment s-a modificat legea 241, a apărut legea 224, prin care toți cei care, cum sunt și Orăștia, direcțiile de cadrul primăriei, pe unde se făceau de conturile, sunt obligați să se facă societăți comerciale. Deci, din acest moment, la prețul facturii va apărea TVA-ul, apărând TVA-ul de 24%, factura crește cu 24%. Corect. Plus toate celelalte cheltuieli. Comisia Europeană a spus în felul următor, având în vedere sistemul de decontare, sunt considerate ajutoare de stat. Și atunci toate cheltuielile în formarea prețului trebuie evidențiate. Ceea ce face ca în acest moment prețul apei, care la Orăștie era mai mic decât la Deva, să devină oarecum într-un timp relativ scurt mai mare decât la Deva, ceea ce înseamnă că așa zisa protecție pe care a făcut-o până acum nu are niciun, n-a avut un rezultat decât pe termen scurt. Pe termen scurt. Iar pe termen lung lucrurile sunt clare. Nu există surse de finanțare în afară de cele ale Uniunii Europene, de asemenea dimensiuni ca să faci investițiile de care are nevoie Orăștia la ora asta. Ceea ce înseamnă că ei deja pierzând startul, oarecum e gata, nu mai pot să... Și atunci mergem pe chestia, pe varianta cealaltă și ce s-a gândit primarul? Bă, decât să măresc eu prețul la apă și să-mi pierd electoratul, ia să paseze repede pisica moartă în curtea altora. Corect, altora. Acum pasă mingile. Și când ai zice lumea cu pietre în apa prod, că uite de ce face apa. Problema este următoarea. În condițiile în care nu te conformezi, primești de la apele române și amenzi destul de usturătoare. Problema este acestor amenzi care se ridică la miliarde. Până la urmă, aceasta este marea problemă, pentru că dacă nu te conformezi în stații de purare, tot, lucrurile vin în acest domeniu. Și care ar fi termenul ca ei să poată să aibă acest SRL? Până să ajungă să poată să ia aceste amenzi. După apariția 224, cred că deja și trecut termenul. Deja oficial, oricând în orice moment. Ei au Goscomul acolo, dar are o formă de organizare, ea trebuie să treacă în sistemul de societate comercială. Adică nu mai poate să primească subvenții de la primărie. Da, adică nu mai poate să vândă apa fără TVA. O regulă. Haideți să lăsăm Orăștia deoparte, că se pare că acolo asta a fost situația. Asta este să vedem ce se întâmplă în celelalte orașe unde APA Prod a reușit să facă aceste investiții, care sunt în derulare. Sunt, mai avem, deci din Postmediu 1, programul pe care lucrăm acum, mai sunt vreo două, până în 1 ianuarie, încă avem o perioadă până să terminăm, să finalizăm aceste proiecte. Proiectele sunt undeva între 70 și 80%. La această dată sunt foarte multe lucrări legate de cuplări, că din cauza asta avem și opriri generale sau opriri pe anumite zone din orașe și sau orașe întregi. Depinde cum se cuplează. Deci acum noi facem această muncă de cuplare, de interconectarea sistemului.
Sper să terminăm, cred că se vor termina. Vă încadrați în termen? Ne încadrăm, cred că ne încadrăm. Sunt ceva întârzieri la Brad, dar să sperăm că vor intra și ei în program. Există vreun risc dacă nu obțineți o aprobare pentru o prelungire, deci o lună de zile sau pe timp de iarnă este, puteți? Haideți să ne înțelegem. Oricum e prelungit cu 2 ani. Programul este 2007-2013 cu prelungire până în 2015. Da. De obicei, 2 luni, 3 luni. De obicei nu, dar pot fi anumite, văd că Ministerul pentru anumite componente, am putea trece pe post mediu 2. Dar nu e nici mare avantaj că cheltuim banii din post mediu 2 pentru post mediu 1. Adică banii care vin, noi acum credem că vor veni undeva până la vreo 80 de milioane de euro și pentru următorul program. Și să asta înseamnă o următoare etapă, nu? Da, 2014-2020. Deci deja ne aflăm în faza de licitație a părții tehnice și urmează să se derulezi de la anul și pe partea pentru lucrări. Despre această a doua parte a proiectului o să discutăm mai pe larg și să intrăm în detaliu imediat după o scurtă pauză de publicitate. Nu plecați, ne întoarcem aici pentru a afla mai multe despre ce se întâmplă la noi în județul Hunedoara vis-a-vis de canalizare și apă. Rămâneți alături de noi! În subordinea Bibliotecii Județene Ovidensoceanu funcționează 5 filiale. Filiala numărul 4 funcționează în incinta Școlii Generale din Cristuri și deține peste 10.000 de cărți din diverse domenii: literatură, știință, drept, religie, artă, sport, pedagogie. Filiala este dotată cu 10 calculatoare care oferă acces gratuit la internet pentru utilizatori. Camera Agricolă Județeană Hunedoara, instituție în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, oferă cele mai bune servicii producătorilor agricoli: cursuri de calificare profesională, consultanță agricolă gratuită, asistență tehnică în domeniul agricol, organizarea de târguri, expoziții și schimburi de experiență, consultanță privind legislația agricolă, accesarea de fonduri naționale și europene în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, PNDR 2014-2020, crearea de parteneriate public-private cu asociații profesionale ale producătorilor agricoli. Camera Agricolă Județeană Hunedoara, cel mai bun partener al afacerii dumneavoastră. Ce contează este definit de imagine. Pentru o imagine care contează în lumea modernă, aveți nevoie de profesioniști. InfoHD vă propune cea mai bună ofertă de producție și promovare prin imagine. Nimic din ce este imagine nu ne este străin. Profesioniști cu aparatură de ultimă generație vă oferă filmări speciale în tehnicile HD, Full HD și 4K, excepționale filmări aeriene cu drona, filmări subacvatice cu GoPro, filmări rotative cu Dolly. Producem și difuzăm
realizăm spoturi video, filme de prezentare, reportaje, documentare și filmări evenimente. Pentru a căpăta valoare, orice eveniment are nevoie de imagine de calitate. Doar cu InfoHD, orice eveniment devine special. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0756-138-945 sau la adresa de e-mail marketing@infohd.tv. InfoHD, imaginea care contează. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Și ne-am întors aici la noi în sufrageria alături de Nicol și alături de domnul director Potecă să continuăm discuția noastră despre canalizare și apă, pentru că am rămas la a doua parte a proiectului care urmează să fie implementat sau care este deja în derulare. Vis-a-vis de aceste opriri ale apei, pentru că au fost foarte multe discuții, cei din Deva cel puțin săracii sunt disperați, nu au pe unde să meargă că e toată Deva un șantier, nu au apă la robinet. Chestiunea că nu apă la robinet nu este adevărată. Sunt două tipuri de opriri. Sunt opririle planificate, că v-am spus că urmează partea de cuplări și de echipare a căminelor cu instalații moderne. Deci asta face parte din lucrare și nimeni n-a inventat cum să fac un lucru că venind apa pe mine. Deci asta este un lucru care e clar, că nu avem cum lucra. Și sunt opririle accidentale. Opririle accidentale s-au datorat și au fost, s-au mulțit și se datorează acestor permanente schimbări de presiuni din rețele, pentru că sunt rețele pe care nu le-am schimbat din anii 70, ele se fisurează foarte repede. De exemplu, la o singură manevră ai 4-5 avarii. Și odată cu extinderea rețelei, normal că și presiunea apei trebuie să fie mai mare, nu? Nu, și asta presiunea va fi reglată. Există, se lucrează acum la dispecerate, lucrurile se reglementează. Dar acum, datorită faptului că lucrăm, dă drumul, oprește, faci aceste manevre. Aceste manevre fac ca să fisurez conductele foarte vechi să se fisureze. Investițiile sunt de valoare foarte mare și extrem de utile pentru comunitate, dacă stăm bine să ne gândim. Numai că ne-am asumat față de Uniunea Europeană sau Comisia Europeană niște angajamente, dar e clar că sunt necesare, că nu mai poți să deversezi acum canalizarea unui oraș în Mureș, nu? Sau uite cum se întâmplă lacul Cinciș, că toată canalizarea care e de la vilele și construcțiile care sunt pe malul lacului Cinciș, toate conductele se și văd când seacă lacul, se văd așa, știi, cum curg dejecțiile în lac, unde e lac de agrement. Altceva trebuie vreau să vă spun un lucru acum, să vă spun un lucru, că este foarte important ceea ce ați atacat. Prin 224, care a modificat 241, cum v-am spus, este obligatoriu, toți cei care nu au sisteme avansate de stații de epurare, adică nu mai merge cu fosa septică de acolo, și să se cupleze la canal. În cazul în care nu se cuplează la canal, amenda este între 2.000 și 4.000 de lei, aplicată de către Garda de Mediu. În această perioadă, deci avem lege în care vă obligă pe noi și pe noastră să ne, dacă avem canalul în fața casei, să ne branșăm la canal.
Ceea ce înseamnă că aceste vile, pentru că la 5-5 pe acea zonă este sunt sisteme de canalizare. Iar cum spuneți, nu știu, nu am eu informații în acest domeniu, cei care acum dau drumul la dejecții în Cinciș nu vor mai putea face acest lucru pentru că legea obligă și Garda de Mediu îi va amenda în mod constant. Și dacă cei de la Garda de Mediu și cei de la Sistemul de Gospodărire Apelor spun, păi eu nu mă pot duce acolo, că pe malul lacului Cinciș sunt numai vile de barosan, cum să mă pun eu rău cu barosan? Nu știu dacă, deci noi putem discuta și așa în materie administrativă, dar eu nu cred că lucrurile se vor întâmpla așa, pentru că dacă tu nu te duci să-l amendezi, sunt ceilalți care sunt amendați și nu sunt barosani și care vor scrie că barosani nu sunt amendați, sunt ceilalți sunt amendați. Exact, face ceea ce înseamnă că până la urmă trebuie să trebuie și barosani. Și vor fi și amendați. Și barosani. Mai devreme sau mai târziu. Există până la urmă o modalitate de control, să zic, și a cetățenilor, nu numai a instituțiilor. Toată lumea vede numai partea urâtă, să zic așa, a lucrurilor. Adică se sistează apa pentru că asta este, trebuie să se realizeze branșamente sau că accidental trebuie remediată o avarie. Se fac săpături pentru că trebuie introduse conducte noi, modernizarea rețelei și așa mai departe. Și la o anumită adâncime, e clar că dacă nu o pui la adâncimea care trebuie, ți îngheață și câte și mai câte alte chestii. Toată lumea zice, vai că m-am săturat, că așa, că pe dincolo. Deci se vede doar partea urâtă. De ce nu organizați o zi a porților deschise? Eu știu, eu vreau să văd cum arată, de exemplu, o stație din asta de epurare ultramodernă, în care totul este... Păi am avut... problema asta e... Și pentru cetățeni, nu numai pentru mine, măcar noi trei să vadă, pentru că vorbesc în necunoștință de cauză, toți. Deci am organizat, deci cei de la Unitatea de Implementare au organizat o conferință, un seminar undeva, au pus autobuze și când au ajuns cu autobuze, au ajuns cu doi oameni în stația de epurare, că au fost inutile autobuzele. Deci cum să vă spun, până la urmă depinde și de gradul nostru de interes pe care îl avem, să vedem ce s-au făcut în... Deci nu vrem să vedem decât ce este rău. Și așa, păi există o chestiune de mentalitate. Când am avut discuțiile cu cei de la UNR, au spus că am mărit prețul la canalizare și au zis, păi de ce ați mărit? Păi zic, uite care este consecința faptului că am dat drumul la stație, a crescut curentul. De la nimic am crescut la 3 miliarde curentul și atunci normal că trebuie să creștem prețul pe canalizare. Și au zis, dar nu ne trebuie stație de epurare. Poftim. Dar cum sincer, Nicol, mai spune ceva dacă poți când la un astfel de răspuns venit din partea cetățenilor. Există o problemă. Păi ce să facem? Care e soluția? Ce să facem? Că eu nu știu. Soluția este în afară de informări, de nu știu ce. Deci, ce când am avut opririle ultima dată, în luna august, am luat toți ziariștii, i-am dus la Râul Mare și le-am plătat ce lucrează firma spaniolă și cea românească, ce lucrări făceau pentru și de ce a trebuit să oprim apa 12 ore la Deva. Deci am făcut aceste chestiuni, facem acest tip de informări, încercăm să ne acordăm cu cetățeanul, dar din păcate nu totdeauna, nici deși n-au, să zic așa, atâta timp să privească toate acestea, nici noi poate nu suntem suficienți de expliciți în a prezenta aceste lucruri. Da, adevărul e că, într-adevăr, un pic mai mult interes ar trebui. Da, asta este comunitatea, asta este societatea în care trăim. Povesteam și cu Corina, sunt dezbaterile publice. La care nici măcar nu participă, adică știu să bage de vină, știu să critique, dar nici măcar acolo unde li se oferă șansa să-și spună opinia, nu merg. Decât cetățenii interesați să participe la acele dezbateri publice, cu privire la ceea ce... Discutau despre gunoaie, în condițiile, asta ce am fost în ziar, discutau despre gunoaie și în sală era un singur om. Da. În condițiile în care noi spunem că vreți să acel... Acel om, știm despre cine este vorba, a fost sau probabil încă mai este, mai are o societate mică de colectare a deșeurilor. El voia să fie era persoană interesată, dar restul nu. Deci eu am această problemă și cu asociațiile de locatari. În general, oamenii când sistez apa, vin la mine și spun, domnule, eu sunt un bun plan, de ce ai sistat apa? Și eu spun, domnule, nu
cum îi fi de eu nu știu lucrul ăsta, pentru că eu am un contract cu asociația de locatari care nu plătește. Și spune că administratorul e așa, că e așa, așa și că noi suntem vinovați apa produ pentru sistarea furnizării. Încerc să răspund de fiecare dată. Problema este la dumneavoastră. Asociația de locatari, de asociație, este la îndemâna dumneavoastră să mergeți în adunările generale, să vă spuneți punctul de vedere, să schimbați administratorii, să faceți ordine. Deci trebuie să deveniți, să ne exercităm rolul de cetățean. Pentru că noi la această oră ce facem? Trimitem la alții propriile noastre nerealizări, propriile noastre vini. Asta facem în mod constant. Și acum lucrurile s-au și oarecum s-au agitat un pic, pentru că fix la 45 plus 5 de somație, tai apa. Nu eu. Asta este legea și trebuie să mă conformez. Așa cum la toate utilitățile, la termenul ăla contractual, se sistează furnizarea conform contractului, trebuie să mă conformez. E, acum, pentru că ani de zile nu ne-am conformat, am tot încercat cu dulcele, cu zahărelul, cu asta, să rezolvăm problema. La această dată, toată lumea este foarte supărată. De ce? Vreți să vă conformați? Păi nu mai putem. Suntem obligați de împrejurări. În primul rând, trebuie să ne încasăm sumele de bani. Fără aceste sume de bani, nu putem plăti ratele. Da. Vreau să vă spun că în 5 ani sau 7 ani de, am plătit aproape 4 milioane de euro apa produ pentru cofinanțarea acestor programe. Ce? De unde? Sunt și oameni care trebuie să plătiți, sunt și atât, adică se consumă apă și se folosește canalizarea, mi se pare normal și logic să se și plătească. E un serviciu la fel ca și celelalte, exact cum vorbești la telefon, da. Îți plătește abonamentul. Apa adică... Pro trimite și somație, deci avertizează asociația. Cei de la curentul, nu mai te-ai trezit că nu mai e curent. Ce somație, ce mai e? Dar punem pe toate ușile, toată lumea e că n-a primit, că facem și noi munca, fac și președinții de asociație mai puțin, dar o facem noi în mod special. În sudul țării, nu știu ce societate de distribuție de gaz există, îi pune pe oameni să plătească anticipat gazul pe nu știu câte luni, știi? Deci se fac tot felul de chestii. Noi nu ne plătim apa. Deci asta e așa. Nu, operatorul am mai recuperat din datorii, datoriile sunt destul de mari, adică să nu credeți că suntem într-o situație extrem de fericită. Haideți să explicăm telespectatorilor noștri de ce se face un program de majorare a tarifului la apă și ce înseamnă această majorare a tarifului la deci, metrul cub de apă. Eu n-aș vrea să discut direct pe operator. Operatorul este cel care face să întocmește documentația pentru tarif și obține aprobarea de la ANRSC. Partea de cealaltă de aprobarea tarifului în baza celor obținute de la ANRSC, avizul ANRSC, până acum a fost al comunităților locale și al acestei instituții care o reprezintă, care se numește Adiaqua Prest, așa. Asociația de dezvoltare intercomunitară. Comunitară, da. Comunală, comunitară. Comunală e aia în mediul rural. Denumire îngloată de cap. Și de dimineață când suntem adormiți, dacă le spunem pe toate deodată. Da, nu, dar sunt atâtea tot a din sus, a din jos, de numai și intercomunală. Tot a din și intercomunală, tot a din și intercomunitară. Păi aici fiind de interes județele intercomunitare. Da, da. Ce nume sonor adi ăsta. Așa. Și problema lor este așa, acum încerc să merg în partea cealaltă, să părăsesc partea de apa plusă, să înțelegem ce s-a întâmplat. În momentul când România a semnat în 2007 tratatul de aderare, a existat un capitol care era pe apă și canal. În acest capitol erau prevăzute aceste investiții care se fac astăzi. Și acolo este definit foarte bine. Adică acesta este un ajutor pentru extinderea rețelelor în România. Dar acest ajutor trebuia dublat și de un ajutor național și local. Adică acele cote de cofinanțare pe care trebuia să le asigurăm. Acele cote de cofinanțare plus cheltuielile privind întreținerea, dezvoltarea, modernizarea și plata oamenilor și pentru că sistemul se dezvoltă. Faci o stație, nu poți să mai... Nu aveai niciun om, nu aveai curent, acum mai și curent și frumos, de oameni. Stăm frumos acolo și gata, da. Și ei atunci au zis în felul următor.
Și sunt semnate și cu Comisia Europeană și prin, în acordurile cu Banca Mondială și cu BERD-ul și cu Ministerul. Și există un ordin de ministru în care se spune că trebuie să faci să ai un plan de tarifare. În 2010 s-a făcut un plan de tarifare până 5 ani, cum scrie la lege pe mine 5 ani, până în 2015, în care noi trebuia să creștem tarifele conform înțelegerilor. Acest plan de tarifare a fost aprobat de către comunitățile locale. Culmea. A fost aprobat, este sigur. Aprobat, este în regulă, iar astăzi comunitățile locale spune nu mai sunt de acord cu planul de tarifare. Nu da, mai bine, bine, să... dar e o chestie pe care voi ați aprobat-o. Cum acum nu mai sunteți de acord? Adică, ce am aprobat data trecută nu mai e valabil. Acum vreau altceva, nu mai recunosc. Problema. Deci este problema acestei asociații care are un contract de delegare cu APA Produ să-și rezolve această problemă. Adică aceasta este o discuție care trebuie să are loc în această asociație și cei care compun asociația, în speță consiliile locale. Deci, din acele majorări, mă rog, planificate, aprobate și aprobate de fiecare membru al acestui ADI, da? Până la urmă, cotă parte din majorare este și contribuția proprie la acest ajutor pe care îl dă Uniunea Europeană, că nu poate să dea 100%, așa, ți dă niște bani, hai, luați, faceți voi ce știți și e fără niciun fel de responsabilitate. Dar nu există, nici nu există să primești niște bani fără să... De ce? Pentru să că neavând efortul tău propriu, neavându-l în această gară, nu înseamnă că nu ești partener. Noi suntem parteneri cu ea, atunci trebuie să facem și noi un efort în depunerea unor și un efort financiar și uman și de toate pentru ca să facem. Pentru că Uniunea Europeană până la urmă nu s-a inventat ca să vină să ne facă nouă stații de depurare. Nu. Ea operează pe principiul solidarității. Acest principiu al solidarității este cel care este spiritul Uniunii Europene. Uniunea Europeană vine în spiritul solidarității și dacă ești solidar cu cineva, și el trebuie să fie cu tine. Este o chestie bilaterală, nu unilaterală. Dar trebuie să miști și tu, să atrați, că ai un pic de interes. Citeam la revista presei un titlu din Valea Jiului, acolo este un alt operator, Apaserv, da, Valea Jiului. Da, sunt județele, sunt trei operatori. Da, trei? Păi, Ureștia care operează... Ureștia e cu moți în frunte, de măi, da. Deci te rog eu frumos. Ureștia e special. Deci APA Serv Valea Jiului, titlu într-un ziar local, APA Serv o duce bine, locuitorii din Valea Jiului o duc prost. Adică, din câte am înțeles, la una dintre ședințele de Consiliul Județean, unde s-a ridicat problema, acolo nu s-a respectat acest plan de tarifare, de vreo 2 ani nu s-a mai majorat tariful și acum, brusc, s-au trezit că anul ăsta prețul crește cu vreo 42-50% prețul metrului cub, tariful metrului cub de apă. Dar chestia este că APA Serv o duce bine, cetățenii o duc APA Serv mărește prețul pentru că nu se mai încadrează în costuri. Deci nu putem să le spunem oamenilor de ce. Faptul că nu s-a respectat planul de tarifare, acum ăsta este reversul unui tip de populism care îl avem în fiecare zi în țara asta. Deci prețul populismului, a nu spune realității și spune că să facem lucrurile care ne-am angajat, duce ca într-o zi să vină o scadență. Iar această scadență este 42%, da, care este bruscă și este dureroasă pentru că... Da, era mult mai ușor să fie constant să și să crească pas cu pas. Trebuie să respecte acel plan. Trebuie să respecte acel plan. Noi anul trecut ne-am expus și noi foarte mult pentru că erau alegerile, de exemplu, alegerile prezidențiale și totuși am respectat planul cu greu. Cu asta am respectat, am mers la fiecare consiliu local și am respectat acest plan de tarifare. Da, presiunea politică este foarte mare. Da, da. Directorul general nu cred că s-a simțit extrem de confortabil întâlnindu-se în perioada aia cu primarii și cu consilierii locali. Când toată lumea spune vreau așa și tu ca director responsabilitate financiară. Dar pentru ca să poată să ducă la îndeplinire aceste programe, trebuia să se rezolve acest plan de tarifare. Pentru că există și reversul medaliei, adică există și riscul, nu ți-ai respectat etapele de implementare, s-a dus tot. Una dintre consecințele trecute clar și o să fac public asta documentele, este că cei care nu respectă planul de tarifare urmează să returneze banii Comisiei Europene.
Au. Vai de mine. Care e problema? Nu e. Deci această problemă nu se pune cu gri. E da. Cu alb și negru, da? Alb și negru. Faci? Da, da, da. Sau nu faci și plătești. Ori, ori. Nu, nu, ori, ori. Ori alb, ori e neagră, nu există gri. Și ți-asum. Îți asum. Da, în sfârșit, dacă noi nu reușim să, nu știu, să ne consolidăm o poziție verticală vis-a-vis de proiecte care privește bunăstarea, nu? Și creșterea calității vieții dintr-o comunitate, dacă noi nu putem, ia că reușește Comisia, Uniunea Europeană, prin aceste proiecte, să impună niște conduite, niște termene și niște modalități în care, dacă nu răspund, plătești. Da, dar nu simțiți în fiecare zi, nu simțiți în fiecare zi tipul ăsta de relație între noi și Uniunea Europeană prin toate chestiunile care ni se întâmplă și nu ne dăm seama. Da, nu te lasă mai pe apa, trebuie să meargă așa, canalul așa, țigla pe casă așa. Deci toate lucrurile sunt reglementate. Din cauza asta ei emită regulamentele, că regulamentele care sunt obligatorii pentru partea națională. Și românului este foarte greu să accepte anumite regulamente, da, uite, și să se alinieze. Pentru că hai să fim serioși, ăsta este adevărul și se vede în fiecare zi. Nu, nu ne adaptăm și nu le respectăm. O să plătim, nu e nicio problemă. E suficient să odată să plătești cu vârf și îndesat, că după aceea Au două modalități, zăhărești și bici. Exact. Oricum, cred că o să avem nici nu mai ai șansă, pentru că în momentul în care nu poți să duci un proiect până la capăt, ai demonstrat că nu poți să respecti etapele pe care ți le-ai asumat. Păi, nu știu dacă a doua oară mai e credibilitate în fața... Mi-aș dori toți românii să facă câte o vizită de zi în Polonia. În Polonia? De ce? Da. Polonia, ca să vedeți ce s-a întâmplat cu fondurile europene și să vedeți cum arată o țară care în 82 cumpărau împreună două familii 3 kg, 1 kg de roșii și să vedeți cum arată acum Polonia. Da, domnule Potecă, dar în Polonia ghidurile pentru măsurile de finanțare au fost lansate exact atunci când trebuia. Sistemul birocratic nu a fost nici pe departe ceea ce este în România, dar imediat termin. Asta vreau să spun, care este diferența între România și Polonia. Da? Iată, am mai pierdut 2 ani de zile și nu există nici acum ghiduri pentru toate măsurile de finanțare. Suntem deja în exercițiu financiar 2014-2020, iar am pierdut startul, iar s-au dus pe apa sâmbetei 2 ani de zile. Asta vreau să spun. Acolo nu e ca la noi cu șpăguță, cât îmi dai, cât îmi pică, ce îmi pică, ăla nu lucrează cu ăla, lucrează cu ăla, nu, acolo a fost interesul național. Probabil de acolo a copiat și domnul Oprea chestia cu interesul național, dar nu prea merge. Asta vreau să spun, este mare diferență. Și la noi... Da. Și peștele se împute de la cap. Este. Ce se întâmplă la București? Nu știu ce acum, suportăm cu toții. Nu știu cum au făcut, ce au făcut, dar merită să meargă cei care să meargă să vadă țara aia. Că da. E, pentru noi nu Occidentul este exemplu, țara e exemplu. Se duc o mulțime, dar se duc la shopping și la admirat clădirile vechi, istorice. Nicolo, să-ți placă extraordinar de mult să intri în controverse. Da, da. Și o să ai ocazia cât de curând să intri în controverse. Da, se pare că deja te și pregătești. Da. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule director, că v-ați făcut timp să veniți alături de noi în această dimineață și să discutăm despre aceste investiții, despre nemulțumirea oamenilor, să-i facem oarecum conștienți că toate aceste lucrări sunt pentru binele lor, în primul rând. Draga mea, Nicol, îți mulțumesc că ai venit în această dimineață. Și vreau să vă spun că beau numai apă de la robinet. Și eu la fel. Așa, să știți că n-avem. Toți invitații noștri beau apă de la robinet. E foarte fără bună. Nicio problemă. Foarte bună. Da. Este sănătoasă, drept urmare. Vă mulțumesc și vouă celor de acasă că ați fost și în această dimineață alături de noi. Nu uitați și mâine la ora 7 ne dăm întâlnire, dar cel mai important este să zâmbiți, să iubiți și să fiți fericiți. O zi frumoasă. Vă pup. Pa, pa.